Primul convoi cu tehnică militară franceză format din transportoare blindate a intrat în această seară în România prin punctul de trecere a frontierei Nătlac, județul Arad. Destinația finală a acestor blindate va fi baza militară de la Cincu, acolo unde vor fi folosite de grupul de luptă al NATO condus de Franța. Convoiul cu transportoare blindate franceze a ajuns în România. Acestea vor completa mijloacele tehnice ale grupului de luptă al NATO condus de Franța în țara noastră. Primul convoi cu tehnică militară a intrat prin punctul de trecere al frontierei Nădlac, județul Arad, și va ajunge la baza militară de la Cincu. Pentru a ajunge la timp în România, primele convoaie au plecat încă de marți de la baza militară din Mourmelon-le-Grand, estul Franței. Transportul este format din 20 de blindate VBC și 10 tancuri Leclerc, numărul lor nefiind însă comunicat oficial de francezi. Această decizie a președintelui Emmanuel Macron de a ne spori postura defensivă pe flancul de est al Europei a fost luată ținând cont de situația pe flancul oriental al NATO și de violența luptelor în Ucraina. De asemenea, în luna noiembrie este așteptat un alt convoi constituit din tancuri Leclerc.